Înseamnă că de acolo m-a bătut mascatul ăla, de la Italianissimo, de acolo. Degeaba de pomană, m-a dat jos din dublar, ești? Cum erau cătușul la spate, așa, văd că mi-a tras una aici, m-a pus în genunchi, nu mai pot cu asta, am drept pe inimi. După aia mi-a dat o cămănușă în cap, de aia de plumb. Am căzut jos acolo. Am amințit, am amințit și m-a luat la picioare, să-i mai pe piciorul, ăsta, ăsta, capul și aici, în inimi. Din casă l-a pus jos și cu picioare. Din inimi, aici. Și l-a meritat și din casă, când a ajuns în Facem dinamastru, noi să ne facem și noi datoria noastră. Așa mi-a mai omorât un nepot de 29 de ani ca gulii. De 27 de ani l-a băgat în pământ. L-a bătut ca gulii în instanță și a murit. Un nepot de-a nostru. Tot bătut de ca gulii. Da, asta când s-a întâmplat? Acum al 3 ori. Și nici atunci. Ai luat, aveau vreo fapte, luat de stiers, dar nu-l bat. Da? Am venit din casă, să vorbim noi altfel la poliție. Băi, oameni, nu înțeleg de ce m-a bătut omul ăsta pe mine. Au băi, problema asta, asta nu mi-e. Le-au cagulii prin pâine. Dar mai contează, nu? Dar nu știu de ce m-a bătut, n-am vorbit vulgar, n-am fost violent, aveam cătuși la mână, eram imobilizat. Acasă cu el în tribuna, mă ajute cu el. Imobilizez un om să-l bațe, frate, tu ca instituție poliției. Tu ca poliție să mă mobilizezi după aia să mă iei la bătaie. Dă-o în gura, mă, să de treabă, nu să văd așa ceva. Băi, omule, când ești cum arestat la 14 ani, nu m-a bătut poliția și erau timpurile alea acum 35 de ani în urmă. Nu, se bat în 2002? Nu, avea ciudă cu tine și când te-a prins la poliție te-a bătut. Nu te-a bătut de față cu noi, ca să aibă martă. Dar nici de față cu ei nu m-a bătut. Nu, nici de față cu ei. Nici băieții, dar nici, cabulești. Nici băieții ăștia ce vin. În libertate sunt mari bonani. Băieții ăștia... Cu oță, cu trogață, toți mai încetul, mai încetul, iacă. Băieții ăștia nici nu erau acolo, frate. Eu, dar ce s-a întâmplat? M-a luat dimineață, m-a scurat. Curiți-i voi, fraților, că eu nu vorbesc. L-au bătut, doamne, l-au bătut. Am avut o percheziție în casă, l-au luat și au zis că las că vorbim noi mai mult la poliție. Deci l-au amenințat din casă. Un cagulist din casă, că l-au pus jos, i-au dat cu piciorul în picior. L-au amenințat din casă când a ajuns la poliție că-l bat. Și uitați, când au ajuns la IPJ și Iași în Copou, uitați, dovadă, că l-au omorât din bătaie. Mai familie care a fost un băiat omorât de 29 de ani și a fost băgat în mormânt. Și crimă, dacă făceam, nu avea voie să-l bat. Uitați, așa bat aristați, caguliștii, care au puteri, cagulile. Uitați cum îi omoară din bătaie. Indiferent pentru ce fapt ești arestat, nu are voie caguli ca să-i omoare valul ăsta. Uitați ce bătute. Atunci ce să mai întâmplă? Dar când s-a întâmplat asta? Acum trei ori, de trei ori, i-a dus la urgență, acum l-a adus aici, avem avocatul la... Nu piciorul. Nu mai poate să respire, doamne. Nu poate să vorbească. Ajungem și mai departe, ajungem și mai departe. Îi facem noi ca bulile să-și facă serviciu fără să omoare oameni. Dar ce s-a întâmplat? O intrat peste voi în casă și a început să-l bată? A intrat în casă, am avut un mandat de percheziții, l-a luat și l-a bătut. Și la IPJ l-a bătut mai tare până a ajuns la spital. L-a amenințat din casă, când ajunge la poliție că-l bate. Din casă. Uitați ce fac, fără să zic nimic, fără să fac nimic. Orice ar face nu trebuie bătut. Orice om, orice face și crimă, dar făceam nu trebuie bătut în halul ăsta, nu trebuie omorât. Mergeți și la IPJ, că e domnul avocat, ca să filmăm și la IPJ Iași. Filmați și la IPJ Iași, că acolo a fost bătut. Doamne, sunt luat să mă duc la parchet să dau o declarație. M-a spart cu bătaia, mascați. Fără să zic nimic. Hai, duceți-vă acasă, da? Unde vă duceți? La voi! Unde vă duceți voi, da? Da! Ce să-l dau șerban? Ha!